12 artiști plastici au acceptat propunerea Teatrului Național din Craiova de a participa la strângerea de fonduri prin donarea unor lucrări personale. Lucian Irimescu, Marcel Voinea, Gabriel Giodea, Viorel Penișoară Stegaru, Silviu Bârsanu, Vasile Buz, Cristi Popa, Mihail Trifan, Rodion Gheorghiță, Iulian Segărceanu, Aurora Speranța și Valentin Boboc. Deschiderea expoziției și licitația sunt precedate de o conferință despre cumințenia pământului, susținută de Paul Rezeanu, fost director al Muzeului de Artă Craiova, urmată de un monolog brâncuș dintr-un spectacol în pregătire al actorului Ilie Gheorghe și de un scurt recital de poezie omagiu pentru sculptorul gorjean oferit de actorul Emil Boroghină. La apelul naționalului craiovean au răspuns și designerii vestimentari Natalia Vasiliev și Adina Constantinescu, care și-a exprimat dorința de a-l aduce pe Brâncuș acasă prin altfel de opere de artă. Iubirea cheamă iubire.